Viorel este oaia neagră a familiei. Dormirea e somnul, scoală, mă, bețivule. Ai băut toată noaptea. Dar unde arde? Unde arde? Cum unde arde? Tatăl său îl boscorodește într-una. Cine ți-a băgat ție în cap toate tâmpeniile astea? Cu cine ai stat tu de vorbă, mă? Cu iubita aia ta, nefericita aia, profitoarea aia. Iubita îl tot ceartă. Când o să moară taică tu și frate, o să ia toată ferma asta, tu ce o să faci? Iar fratele său nici nu-l bagă în seamă. Deci există acum o subvenție de la minister pentru tineri agricultori și eu mă încadrez la fix ca vârstă. N-ai rost să ne încurcăm cu stat, uite. Dacă tot ai deschis subiectul, uite. Stați puțin că dacă l-ascultați până la capăt, vedeți că nu-s chiar prostia astea de le spune. Tu nu înțelegi ce vrea să facă frate tu cu nevastă sa? Stați puțin, voi vreți să păstrați ferma pentru voi? Da. Dar nu înțeleg de ce te miri. Până când bietul om, sătul de toate, pune piciorul în prag. Rușine să-ți fie. Să-mi fie rușine, dar lui Mihai de ce nu e rușine? Dar lui de ce să-i fie rușine, mă? Cum de ce? Că zice că strântor, că nu fac nimic. Și n-are dreptate? Și pleacă de acasă. Mâncare, uite cum facem. Ești tu în curte, prinde o găină, mai bătrână, te rog eu frumos, faceți noi o ciorbă. Bun, hai că de prins o prind, dar cine o curăță sau cum? Cum cine? Nu știu cum se... Noi! Lăsându-l pe Mihai să se ocupe de tot. Sună-l pe Viorel. Exclus. Ba da, sună-l să aflăm că trebuie să mai rezistăm aici. Să ne facem și noi un plan. În speranța că poate așa o să-l aprecieze. Noi chiar suntem într-o situație disperată. Eu știu, pentru că eu și Viorel aveam o relație foarte frumoasă și serioasă până să plece pe vapor din cauza dumneavoastră. O să închidem și andramaua, tată. Gata cu munca, gata cu toate nebunile de aici. Nu mai ești băiatul meu, tisfari. Tată, nu mai vorbi așa, fac tot posibilul să-ți fie bine și dumneata... Tu vrei să mă nenorocești, da? Tată, am lăsat copilul la București, am adus-o pe Ilinca aici... Alo, ce scandalul ăsta, că se aude până pe Atlantic.